Astăzi vom face o prăjitură cu frișcă, ciocolată și vișine. Dacă doriți să vedeți întreaga rețetă, vă invit să urmăriți întreg videoclipul. Ingrediente: 7 linguri de făină amestecate cu un praf de copt. Aici avem 100 de grame de ciocolată și 50 de ml de smântână dulce, o esență de rom, 5 linguri de zahăr, un burcan de compot de vișine, 5 albușuri și 5 călbenușuri. Punem compotul de vișine într-o sită și vom lăsa să se scurgă. Acum voi mixa albușurile cu un praf de sare, după care voi adăuga zahăr. Acum voi adăuga cele 5 linguri de zahăr și le voi mixa din nou. Acum adăugăm făina și praful de copt. Și le amestecăm. Compoziția este gata. Voi pune doar jumătate din compoziție. Peste cealaltă voi pune ciocolata topită cu cele 50 de ml de smântână dulce. Acum voi adăuga peste vișine. Peste cealaltă jumătate adaug ciocolata topită cu smântână dulce. Acum voi da compoziția la cuptor pentru 20-25 de minute la 180 de grade. Este gata, l-am ținut la cuptor timp de 25 de minute la 180 de grade și am făcut testul cu scobitoare. Voi lăsa blatul să răcească timp de 30 de minute. Avem nevoie de 500 de ml de smântână dulce și 10 grame de gelatină pe care o voi acoperi cu apă rece. După ce blatul s-a răcit complet, voi lua și îl voi însiropa cu siropul de la vișine. Voi lăsa blatul să absorbă siropul, timp în care voi mixa cele 500 de ml de smântână dulce. Am scos gelatina hidratată și am pus-o pe un vas, baie de apă, care o voi topi. După ce am topit gelatina, am lăsat-o un pic să răcească, după cum puteți observa, s-a îngroșat și voi pune gelatina peste frișcă. Gelatina trebuie să fie rece, altfel frișca se va tăia. Punem gelatina peste frișcă. Și amestecăm. Acum voi pune peste blat, frișca, amestecată cu gelatină. Acum voi da prăjitura ore. Prăjitura mea cu frișcă și vișine este gata. Dacă v-a plăcut această rețetă sau vă plac rețetele mele, vă invit să vă abonați pe canalul. Eu vă urez poftă bună și ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!